Suntem adunați astăzi în Piața Unirii din Oradea, în ploaie, așa cum în ianuarie am fost adunați la temperaturi de minus 11 grade, ca să ne exprimăm credința noastră în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Duhul Sfânt, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor și întemeietorul familiei, alcătuită dintre un singur bărbat și o singură femeie, uniune din care Dumnezeu face să se nască prunci sănătoși spiritual, prunci sănătoși în trup, pentru slava lui Dumnezeu și binecuvântarea societății. Suntem astăzi aici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a ascultat rugăciunile noastre din ianuarie și familia Bodnariu este pe scenă aici să-i binecuvinteze Dumnezeu. De asemenea, ultimele știri ne confirmă că și familia Nan și-a primit înapoi copiii. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Continuăm să ne rugăm și să mijlocim pentru toate familiile de români ai căror copii au fost luați de lângă părinții lor în numele unor ideologii care calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi aici vrem să celebrăm familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, cu frumusețea ei, cu binecuvântările ei, cu normalitatea ei. Și ne rugăm ca Dumnezeu să păzească familiile din România de orice influență străină. Amin! Suntem aici să solicităm Parlamentului României, Guvernului, Președinției, să dea drumul la procedura de urgență pentru ca legea referendumului să fie adoptată la vreme și referendumul să se desfășoare pe 11 decembrie împreună cu alegerile parlamentare. Pentru că am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze și Parlamentul, și Guvernul, și Președintele, și întreaga țară cu ascultare de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.